Salutare! În acest video vom rezolva împreună propunerea pentru problema de la capitolul cerc. În figura alăturată, punctele A, B, C se află pe cerc și sunt vârfurile unui triunghi dreptunghic. Dreptunghic cu unghiul A de 90 de grade. Dacă punctul M se află pe latura BC și dreapta M intersectează a doua oară cercul în P, Asta înseamnă că o prelungim pentru a putea intersecta cercul. Atunci, măsura unghiului BPC este egală cu. Haideți să vedem ce știm noi despre un triunghi înscris în cerc, un triunghi dreptunghic ce are vârfurile pe cerc. Știm că ipotenuza corespunde diametrului cercului. Da? Așadar, BC este egal cât două raze. Deci, BC reprezintă jumătatea cercului, iar arcul BC are 180 de grade. Cum unghiul BPC este un unghi înscris în cerc, atunci măsura lui este jumătate din arcul pe care îl descrie, ceea ce înseamnă BC împărțit la 2. Așadar, unghiul BPC este 180 de grade supra 2, care înseamnă 90 de grade. Nimic mai simplu, dar bineînțeles, avem teoria învățată, să putem să uh, o aplicăm și atunci putem uh, lua cele 5 puncte încercuind varianta C. Atât a fost pentru această problemă, ne vedem imediat pentru ultimul uh, exercițiu grillă geometrie de la subiectul al doilea al acestui test. Papa? pa! pa!